Nu o să-ți vină să crezi, dar în timp ce eșezi blând la picnic în pădure, furnicile de la piciorul tău o ard de-a dreptul epic, în moduri în care nici Florin Piersic nu și-ar imagina. Există furnici mafiote, furnici invizibile, furnici maneliste, furnici flautiste, etc. Hai să vedem care sunt cele mai interesante 5 tipuri de furnici. Pe locul 5, Cardiocondyla obscurior, furnica puță sau putnica. Nu există decât una în fiecare colonie. Este masculul dominant și toată ziua furnicuțe și își apără teritoriu. Dacă, spre exemplu, o altă furnică intră în colonie cu dita mai erecția și se uită insistent la furnicuțele șefului, acesta o să stropească inamicul cu niște chimicale speciale pe care le ține în anus. Secrețiile astea divine sunt îmbibate cu un miros care le dă de înțeles celorlalte furnici că trebuie să ucidă. Dar stai! Asta nu e tot! Ca să scape de potențiali rivali, Cardiocondyla obscurior trece din când în când pe la creșă, caută masculii nou-născuți și îi ucide. Cei care au o zi sunt ușor de eliminat. Dar dacă unul a trăit peste 2 zile și deci a avut suficient timp să facă sală, bătălia e mult mai dură. Tânărul are 14% șanse să câștige și sunt 43% șanse să moară amândoi. Asta pentru că se stropesc unul pe altul cu zeama aia din curuleț. Cu toate astea, nu e nimic prea palpitant sau trist. Noi masculi se nasc în fiecare zi, așa că cei doi înfrânți sunt ușor de înlocuit. Celelalte furnici le iau cadavrele și le folosesc pe post de păpică pentru larve. Pe locul 4, Crematogaster striatula, furnica Hitler. Sunteți, bineînțeles, la curent cu ura dintre furnici și termite, ceva de genul unguri și români. Războiul durează de câteva milioane de ani. Când au început nasoalele, noi nu evoluaserăm încă și eram practic pește. În timpul ăsta, fiecare dintre ei a dezvoltat niște arme destul de mișto, dintre care cea mai dată dracului e arma furnicii africane Crematogaster striatula. Crema, cum îi spun prietenii, e specializată în vânarea termitelor și are o travă potentă care induce crize mortale prin rândul acestora. Mai mult, nu își înțeapă inamicul, ci dă drumul otrăvii în aer ca să le ucidă de la distanță și în număr mare. În câteva minute toate termitele stau cu burta în sus și dau din piciorușe până mor. Crema e așa de badass că celelalte furnici o evită de frică să nu le parfumeze și pe ele. Pe locul 3, Temnotorax Pilagens, furnica invizibilă. Dacă furnicile astea ar fi de mărimea noastră, ne-ar viola fântânile și ne-ar otrăvi femeile. Nu stai, invers. Sunt furnici jefuitoare care își racolează sclavi folosindu-se de superputerile lor de benzi desenate. Practic, furnicile astea intră în colonia altor furnici, le fură larvele și le folosesc pe post de sclavi. Reușesc să facă toate astea rămânând aproape întotdeauna neobservate, grație unui miros special care are același efect ca păturica de invizibilitate a lui Harry Potter, numai că pentru furnici. Altfel spus, beneficiază de invizibilitate chimică. În rarele cazuri în care sunt descoperite, acestea înțeapă gâtul inamicului otrăvindu-l cu o substanță care îl omoară pe loc. Până acum nu a observat nimeni nici măcar un caz în care furnicile astea să piardă lupta. Pe locul 2, Solenopsis fugax, furnica a gaz lacrimogen, mâncătoarea de bebeluși. E o furnică hoț care fură din coloniile altor furnici. Nu o face ca să aibă sclavi, ci pentru că bebelușii altor furnici sunt o gustare hrănitoare, ca micii de 1 mai. În loc să dea direct năvală, ele sapă un tunel și pătrund în colonie pe ascuns. Când găsesc camera larvelor, dau drumul unui feromon care ține toate celelalte furnici la distanță. Un fel de gaz lacrimogen pentru furnici care e așa de potent că le ține la depărtare pentru mai mult de o oră. După aceea își iau prada și se cară nițel mai departe, unde mănâncă furnicuțele de vii. Și pe locul 1, Nylanderia fulva, furnebu sau furnica nebună. Furnebu e destul de frumii, dar și destul de nebu. E o furnică responsabilă cu distrugerea faimoaselor furnici de foc din sudul Statelor Unite. Furnicile de foc au una dintre cele mai potente otrăvuri care există, dar Nylanderia fulva are o apărare. Când e lovită, se unge rapid cu propria ei otravă, care, ca prin magie, neutralizează otrava furnicii de foc cu o rată de supraviețuire de 98%. Mai mult, având în vedere că lucrurile nu erau destul de ciudate, din amestecul celor două otrăvuri rezultă un lichid care nu a mai fost văzut niciodată în natură, la fel ca țâțele Biancăi Drăgușanu. Așa că ia-ți lupa, pune-te pe studiat furnici și o să ai parte de acțiune cum nici nu ți-ai imaginat. Dacă ți-a plăcut filmul ăsta, nu uita să-i dai un like și mai ales un share pe Facebook. Să se audă Zaiafet peste tot pe internet. Mai ții minte aseară când te relaxai cu berica într-o mână și semințele în alta?